Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Era dimineața asta prin Corbeanca un domn, cred, cu un BMW X, care este o mașină de aproape 100.000 de euro. O mașină electrică. Da, este iX, o mașină electrică. Îl chinuia un domn cu o dubă de Dâmbovița. Electrică? Băi, la ce fum scotea, cred că era, era electric, cu lumânări. Cărbuni, da, sau ceva de genul ăsta, pe candele, pe ceva de genul ăsta. Băi, știi, asta este, ție o super mașină, 100.000 de euro, nu poți să o folosești cum ai vrea tu, adică așa, cu peste 60 la oră în Corbeanca, nu? Deoarece merge cineva cu duba în față și asta e, n-ai pe unde să depășești. A reușit în cele din urmă, mașina electrică au o super, super dinamică. Mă tot întreb, chiar mă întreb cum o să fie, care o să fie viitorul mașinilor electrice. Adică tot aștept să se îmbunătățească infrastructura de încărcare, să fie din ce în ce mai multe stații de încărcare și la noi în România. Dar în același timp aștept cu nerăbdare să se și încarce mai repede, că acum stai măcar 20-30 de minute la o stație de asta rapidă ca să încarci. Sunt pe val, unele dintre mărci anunță recorduri de vânzări. Tesla Model Y, cea mai bine vândută mașină în Europa în 2023. V-ați fi imaginat o mașină electrică? Și e pentru prima dată în istorie când o mașină electrică devine cea mai bine vândută mașină în Europa, scrie automarket.ro. Dar se întâmplă niște lucruri, sunt diverse știri care spun că în domeniul acesta sunt pe aici pe acolo reduceri de producție, aparent unii nu se mai înghesuia de tare să cumpere electricele, motivele aceleași ca întotdeauna. Durata mare a încărcării bateriei, rețeaua de încărcătoare, care nu e de extinsă, pe măsură ce te îndrepți spre estul Europei, rețeaua devine din ce în ce mai rarefiată. Teama de a nu rămâne cu mașina în drum. Teama de accident, că înțeleg că e nenorocire dacă pățești ceva cu serviciul. Da. Ăsta e unul dintre motivele, înțeleg, pentru care Hertz renunță la o parte din flota sa de electrice. Pentru că accidentele cu mașini electrice costă, reparațiile costă mai mult și au fost și mai dese. Adică o firmă de asigurare, o mare firmă de asigurare americană a constatat că prin comparație cu mașinile clasice, cu motoare cu ardere internă, șoferii de mașini electrice fac mai multe accidente. Probabil, sau se presupune că este vorba de dinamica diferită a mașinilor electrice. Au tot cuplul, sunt geniale la condus, la șofat. Au tot cuplul disponibil imediat, spre deosebire de mașină cu motoare clasice, cu motoarele cu ardere internă, unde trebuie să apeși pe accelerație ca să obții cuplul maxim la o anumită rotație. Adică nu e același cuplu la orice rotație. La motorul electric tot cuplul este acolo și ca atare accelerația poate fi foarte rapidă. Tesla are un mod de șofat în care accelerează de la 0% la în 2 secunde. Da, dacă ești primul la semafor și îți place asta, poți fi periculos. Da. Da. Oricine a condus o mașină rapidă în oraș știe că este periculos pentru că iei prin surprindere pe ceilalți care sunt obișnuiți cu o anumită dinamică a traficului și nu se așteaptă să apari lângă ei. Asta este un risc permanent și de asta mașinile electrice aparent sunt mai predispuse la accidente, pentru că se conduc, sunt super dinamice, dacă vrei să le conduci sportiv, ai acolo tot ce trebuie. Și iau prin surprindere și pe alți participanți la trafic și pe tine. De ce râzi? Bombardier cu spring prin oraș. Deci și springul ăla, să știi care e dinamică de mașină electrică. Da. O semidinamică. Deci Hertz renunță la 20.000 de mașini electrice, trece pe de-astea clasice. Se în umple schimb... Bucureștiu. Da, da, da. O să ieftine. Da. Nu știu ce să zic, mă întreb... Da, nu știu care este piața de second hand pentru mașini electrice. Adică nu știu dacă și-a cumpărat cineva mașină electrică second hand, câți ani avea? Sunt la vânzare, dar nu știu și dacă... Și cât te aștept să mai țină bateria? Și ce se întâmplă când încep să schimbi, adică să trească să schimbi bateriile? Ele sunt în garanție, înțeleg, de la producători, dar cât timp? Ții niște Nokia, telefoane de la noi vechi și le pui acolo. La noi piața second hand merge bine, dar se mișcă greu. Adică oamenii au câteva... fixa Passatul diesel. Exact. Oamenii au mașina nemțească. Da. De exemplu, în continuare, acum au început să prindă un pic încredere în mașinile japoneze.
care mulți ani nu se vindeau și lumea evita... Tu de asta aștepți, nu? Da. Oamenii evitau să cumpere mașini de-astea știind că revânzarea va fi foarte dificilă spre imposibilă sau că ești mult în pierdere. Că mașinile nemțești își păstrează prețul, domnule. Da, domnule. Dar încă, deși în ziua de azi am auzit povestirea cu vândut Golf 5 din 2007 cu nu știu câți bani, doar că e mașină nemțească. Știi când mi-a părut rău că n-aveam mașină nemțească? N-am încercat să vând primul Renault. Ala-i dezastru, mașina franțuzească, da, e nenor... Nu te uita, Adi. Nu. Cred că s-au mai schimbat lucrurile. Dar în anii 2000, la început, atunci mi-am luat un Renault Laguna. Foarte mult mi-a plăcut mașina. Și după aia... Și o ai și acum? Băi, nu, s-a întâmplat în felul următor. Compania la care lucram la vremea respectivă, o mare televiziune, avea obiceiul să-ți dea mașini de serviciu pe care după un timp să te pună să le cumperi. Te obliga, practic. Da, m-au păcălit de două ori cu chestia asta, nu sunt sigur. A doua oară m-am prins și n-am mai... Dar era așa, ești vedetă, ia o mașină. Și primeai mașină de la ei... de serviciu cum ar veni și normal îți vindeai mașina ta, adică, doamne iar, nu stăteai cu două mașini în parcare, ce rost avea. Vindeai mașina și după un timp veneau și spuneau, dacă vrei să o ții, trebuie să o cumperi. Sau o dai înapoi. Și evident, cumpărai. Asta o dată, a doua oară a fost, te-am făcut șef. Dacă e șef, îți dăm mașină. Nu, mulțumesc, am deja, am zis. Am mașina, aveam Renault Laguna. Am mașină, mulțumesc frumos, m-ați mai păcălit toată. Nu se poate, ia mașină, e șef. Mi-au dat mașina, am vândut Laguna în sensul că am pus-o la vânzare și 6 luni n-a sunat nimeni. Mă jur. Periodic, deci am scos-o la vânzare, era practic nouă mașina, avea un an sau 2 ani. Nici 10.000 de kilometri. Și pe serios. Și am scos-o la vânzare la 15.000 de euro la vremea respectivă și am lăsat-o până la 11.500 și atunci a sunat primul om, o doamnă. Și ai dat-o la 3.000. Naivă. Doamna a zis că ea își dorea că înțelegea, a înțeles că este foarte sigură mașina. Într-adevăr, 500 de euro în cap atunci era o nebunie. Și a venit cu banii la mine într-o pungă. Avea inclusiv hârtii de 5 euro, de 10 euro. Doamna lucra la un salon de-asta, de, era coafeză, cum ar veni. Și aia era probabil șpagă ei strânsă în ani. Băi, am fost atât de suspicios față de punga aia de bani, când nici n-am atins-o și m-am spus la bancă și i-a zis să dea la ghișeu să verifice ea banii, de parcă ar fi falsificat cineva bancnote de 5 euro. Dar asta a fost cu mașina franțuzească, am stat să o vând 6 luni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.